ziua! Bună ziua! Bucuroș de oaspeți? Bucuroș! Noi venim la doamna Ludmila. Astăzi, în această zi frumoasă de vară, aici, în această minunată familie, printre acești oaspeți, frumoși la chip și buni la suflet, întâlnim o doamnă, o doamnă cu suflet mare. O doamnă care a crescut copii frumoși, care se bucură de creșterea nepoților, ba chiar și a strănepoților. Doamna Ludmila, dați-ne voie și nouă să vă felicităm, să vă dorim multă, multă sănătate, ani lungi, frumoși, toți fericiți, cu multă bucurie. Bunul Dumnezeu să vă aibă în pază, să fiți întotdeauna înconjurată de oameni buni, chiar și de cei prieteni adevărați, cei apropiați să stea cât mai mult în preajmă, la mai mult și la mai mare. Și v-aș spune așa, dintr-o mie de flori colorate, dintr-o mie de flori parfumate, una este cea mai importantă, trandafirul vârstei dumneavoastră, fie ca petalele lui, să vă mențină frumusețea, frunzele, tandrețea, tulpina, sănătatea, spinii, să vă apere de dușmani, la mai mult și la mai mare. Mulțumesc, frumos! Noi? Sănătoși dumneavoastră, să vezi sănătate și copiii voștri, sănătoși. Mulțumim! Noi oferim servicii, surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? Fiicele. Haideți să vedem. Țineți această tortă pentru masa de sărbătoare. Avem aici un buchet de flori frumos, frumos, care vă aparține doar dumneavoastră. Mulțumesc. Ceva mai tărișor. Mulțumesc. Și sigur că avem și un mesaj. Iubita și scumpa, astăzi este o zi specială, deosebită și importantă, deoarece este ziua de naștere a unei ființe divine, mama. Mama, ce cuvânt înălțător, primul nostru cuvânt rostit, ce sentiment de dragoste ne învăluie sufletul și un chip înalt ne apropie în fața ochilor atunci când îl rostim. Dragă mamă, brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de o îmbrățișare. Inima ta ne-a înțeles atunci când ne-am împiedicat de greutăți. Puterea și dragostea ta ne-au îndrumat. Ne-au ținut în palme până ne-au crescut aripile și ne-am luat zborul în lume. Suntem cei mai fericiți copii, ca anume tu ești mama noastră. Amintirile ne clopleșesc. Ne aducem aminte atunci când eram micuți, când chipul tău cald și glasul tău blând ne veghea mereu. Dacă ai o mamă, ai și un izvor. Nu mai ești pe lume simplu călător. Dacă ai o mamă și e lângă tine, pe pământ e pace, pe pământ e bine. În această zi minunată, când la buchetul vieții mai adaugi un trandafir, venim cu urări de bine. Îți dorim ca anii ce împlinești astăzi să-ți aducă strălucirea și frumusețea cerului, înțelepciunea și puterea zeilor. Să ai multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Să fii mereu în lumina fericirii, pentru a-ți realiza din plin visurile și speranțele, năzuințele și aspirațiile, credința și iubirea să te însoțească pretutindeni. Te iubim enorm, cu la mulți ani, din fiica Svetlana împreună cu soțul Artur, feciorul Anatol împreună cu soția Nelia, nepoții Constantin, Victor împreună cu soția Ludmila și strănepoțica Daria, Ecaterina, Iana împreună cu soțul Vladimir, strănepoțelul Vladimir și acea persoană care este mereu alături și la bine și la greu, soțul Vasile. La mulți ani! Не вас совет херещири, шуки. Dragoste! Acum chiar v-aș ruga să le transmiteți lor, la toți, un mic mesaj. La Iana, lui Costel, lui Victoraș, lui Daria, lui Liuda. Ui, răzăte ne-a furnicit. Vova, Iana.